Dacă greșești, mă întreb pe familia mea cum să-mi fac. Aici te greșești. Salut și bine v-am găsit la un nou vlog unde voi întreba și parentarul răspunde. Haideți să vedem ce au parentarii și de spus. Mergem acum să găsim și noi niște oameni cu care să vorbim, cu care avem ce să discutăm și mergem și pe Alea Livezilor, care oficial este cel mai rău famat loc din București și poate chiar și din România. Haideți să vedem. Bă, fiți atenți și curiozitatea oamenii care nu stau în ferentari. De cât timp stați voi în ferentari? De când m-am născut, 16 ani. Și eu la fel. V-ați născut în ferentari? Da. Bă, e periculos, mă, ferentari? Depinde. De? De situație. Da, pentru o persoană care n-a fost niciodată în ferentari, să vină singură în ferentari. E periculos? Nu. E ok, nu? Da. Lumea crede că e periculos aici. Lumea așa spune, asta e gen zvonul. Faci tu. Dacă îți vezi de treaba ta, e ok, normal, toată lumea e ok, nu? Normal. Toată lumea te iubește. Vă pup. Te iubesc. Tu nu stai în ferentari, tu ești în Berceni. Da. Ai trecut și prin ferentari și tu locuiești în Berceni. Bineînțeles. Care se pare că e mai periculos sau mai rău famat din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere, nici unul, nici altul. Este la fel, nu știu, nu este nici cea mai mică diferență. Poate ca infrastructură, să zic că e diferit puțin. E mai ok în Berceni. Mai ok în Berceni, da, de ce să mințim. Calitatea umană lasă de dorit pe aici. Doar, la ce te referi, gen? La... Zic ca și mentalitatea oamenilor. În schimb, că m-ai întrebat cât de rău famat este, nu e mare diferență. Aici? Păi că mai facem una. Deci nu ți se pare rău famat, ți se pare doar că oamenii sunt ferentari, sunt un pic mai înapoiază. Un pic mai înapoiază decât sunt în Berceni și gen stăm și mai prost cu infrastructura. Da, atât am de zis. Mi-a făcut plăcere. Mersi, asemenea. Doar să vă întreb, de ce spune toată lumea că e ferentari un oraș periculos? De ce e reputația asta în ferentari? Ferentarul nu e adevărat că e periculos. Colentina e. Reputația a dat-o unii care au avut un incident mai puțin neplăcut și a rămas, dar în rest totul e ok, prietenoși, te ajută cu orice, la 1, la 2 noapte poți să ieși afară oricând. Asta era vorba de da, acum 1500 e vorba de ani. 1500 de ani. Deci e doar un zvon, practic, că ferentarii e un oraș periculos. Adevărat, nu e periculos, dar nu e în cartier aici, nu e periculos. După vremea comuniștilor, tot că ferentarii e un loc famat. Așa cum e loc famat, dar între timp lumea s-a civilizat, a evoluat. Țiganii cu românii, să înțeleg, trăim cu toți în comuniune. Uite, un român între țigani. Da. Se înțeleg extraordinar de bine. Da. Și să ajută între ei. Vă mulțumesc frumos pentru răspuns. Unde lucrează ferentariștii pentru bani? Ce fac ferentariștii pentru bani? Pentru bani? Da, unde lucrează ei? Unde lucrăm noi, de fapt? Tu ce faci? Vinzi moațe? Da, eu poate ăștia, cum să spun eu, acum aleargă cu dalea la spinare, cu bicicleta la spinare. La Glovo. Da, așa, bravo. Am înțeles. Și tu de cât timp vinzi moațe, tăicuțule? Că te știu eu că vinzi de mult. Da. Că eram copil de... ca dumneata, așa eram. Foarte frumos. Mersi frumos, să rămână. O zi bună. Asemenea. E periculos ferentariu pentru o fată, gen mergi singură noaptea pe stradă? Nu este periculos dacă nu te bagi în seamă cu oricine sau mergi random, nu se ia nimeni de tine. De cât timp stai în ferentari? De 13 ani. Și n-ai avut niciodată treabă, n-ai avut niciodată probleme gen la modul să se ia cineva de tine pe stradă, da, iurea? Nu, niciodată. Băi, vreau doar să știu, sunteți român sau țigani? Țigani. Sunteți țigani toți? Țigani toți, da. Afară de asta. Băi, bă, e periculos, mă, ferentari, fără caterincă. Nu. Pentru altcineva, dar da. Pentru noi că ne știm. Te știi aici cu cineva, îți dai seama că nu. Mi-a încercat să fure telefonul în mașină. Cine a încercat să-ți fure telefonul? Dă-mă ăsta încă. Ok, lasă-mă bată omul și mașina noastră. Iap. Și ți-a luat telefonul sau? Ce? N-a reușit? Mie mi-a arătat în genunchi un moșin în 117. Păi? Băi, stăteam și s-a enervat la un joc că se juca fotbal străin și mi-a dat mie cu genunchi. Deci nu e periculos în ferentar, că voi vă știți ca și cum, pentru noi. Dacă stai de mult aici, îți dai seama că ai prieteni pe aici. Dar pentru unul care vine gen, care vine nou aici. Trebuie să știi pe ăla, să nu vorbești. Dacă intră puțin mai tare la fotbal. Bă, dar dacă îți vezi de treaba ta să ia cineva de tine. Da. Cine? Brocații. Băi, mersi frumos că mi-ați răspuns, vă pup. Comparativ cu acum 20 de ani, că vă văd puțin mai în vârstă, e mai ok acum cartierul sau e mai rău decât era acum 20 de ani? E la fel. La fel? Deci ferentar nu se schimbă niciodată. Ferentar, maica, așa moare. Te-ai mutat din ferentar, gen? Te-ai mutat în alt cartier în București? Sincer, da. Ar fi o idee bună să pot să mă mut. Depinde și cum sunt anturajele, adică momentan, nu știu, m-aș muta, sincer.
Să nu mai fie domeniul ăsta de vagabunțeală. Am înțeles, vrei să scap de, anturajul ăsta toxic care e aici în cartier. Da, exact. Tocmai de-aia și vreau să fiu în altă zonă mai bună. Încă n-ai ce să înveți pe la urmă. Chiar dacă alții zic că, domne, dacă vii aici te bate lumea sau cum s-a mai vorbit până acum. Dar nu prea îmi place mie anturajele sau cum se practică aici. În rest e binișor, adică cine știe ce. Am înțeles. Uitați-vă bine la parcul ăsta, că aici a filmat Alex Vela minim 2. Nope. Nope. Mai ajuns te. Să rămână, mersi frumos. Te-ai născut aici? Nu, doamne feriști, m-am născut la Carol, stăteam când m-am născut. Și acum de cât timp stai aici? De o lună, m-am mutat cu mama, dar nu stăm aici. Ah, am înțeles, nu ești familiarizată. Ok, mersi. Da, îmi place aici. Pă bune? Da. Ce-ți place aici? E anturaj frumos, caterincă, vezi bătăi. Nu te plictisești? Nu, niciodată. Am înțeles. Mai ales că am geamul pe față, mamă, e viața mea. Te trezești de dimineață și dai show, nici nu mai trebuie televizor. Ei mă trezesc pe mine, am sună ei. Ai ceas deșteptător, da, nu? Da, da. Da, și pe băieții, degeaba își fac treaba, degeaba. Vin și ei pe aici. Doar așa, de complezență. Da. Se uită și atât. Nu mi-e frică să zic, nu mi-e frică de nimeni. Te pup, mersi frumos, ești o drăguță. Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Viața în Ferentari. Eu sunt Emil, expert în supraviețuire în Ferentari și astăzi o să vă învăț cum să supraviețuiți în Ferentari. Pasul numărul 1, mergeți pe vârfuri. Pasul numărul 2, nu priviți pe nimeni în ochi, mai ales dacă are 3 dale crestături pe ceafă, ca și cum de la The Bash cardul de credit în el. Pasul numărul 3, încearcă să nu ieși cu nimic în evidență, ceea ce înseamnă fără Nike, fără Adidas, pe tine cu metre, intru și mergi tu cu un dale din piață, să nu bați la ochi, ai înțeles că băieții îți fură ciorapii, îți fură alea, da? Ai înțeles tu ce zic? Pasul 4, ca să nu ai probleme în ferentari, este să nu te duci în ferentari, bă, frățior, mă, ce treabă ai tu aici până la urma urmei? Ai vreo gagică în ferentari? Fă-și tu gagică în altă parte, dracu, lasă-ne și nouă, că oricum sunt puține gagici tari în ferentari. Și pasul numărul 5, ca să fie bine și să nu fie rău, duceți-vă și voi în berceni, habar nu știu, faceți ce vreți, vă pup! Așteptăm să termine ploaia, să mai întrebăm și noi câțiva oameni ceva, ca acum pe ploaia asta, pe cine să întrebăm? Pelicanii, pe cine? Hai, ce să facem? Ce nu facem pentru voi, să vă răspundem la întrebările care vă ard pe suflet cu adevărat? Pe bune spun, trecem prin chestii, facem sacrificii, să fim pe plac, să răspundem la întrebările care vă țin treci noaptea. Cum e în ferentari cu adevărat? Dacă aveau dreptate chinezii aia care au venit aici, s-a luat lumea de ei. Dai seama că s-a luat lumea de ei dacă le băga camera în față la lume. Păi le-au băgat camera în față, s-au simțit abuzați din punctul ăsta de vedere și nu, nici măcar nu i-a bătut. Pur și simplu le-a zis, ia plecați mă de aici, dați drumul de aici. Ce le-a zis? Nu le-a zis nimic. Băi, frățiorii mei, am revenit după ploaie, că a început mare ploaie, așa că trebuie să o lăsăm baltă cu interviurile, că au fugit toată lumea în case, ca șobolanii. Am văzut videoclipul ăla cu băieții aia care au fost aici din străinătate și astea. Eu nu sunt foarte, foarte de acord cu ei, dar haideți să vedem și ce spune lumea. O parte din interviuri sunt de dinainte să înceapă ploaia, de-aia e mai urt pe jos. O parte din interviuri sunt după ce, acum, adică după ce am ieșit, pentru că am vrut mai multe păreri ca să facem, am întrebat 100 de ferentariști, ai înțeles, ca să fie o părere solidă. Băi, e periculos, mă, în ferentari, dar zi tare! Pentru mine nu e! Bă, hai să mergem și noi pe alea livezilor, exact unde au fost băieți. Ia să vedem dacă ne junghi cineva, să vedem ce se întâmplă, să vedem ce spune și lumea pe acolo, să vedem cam care e atmosfera și ce zic până la urma urmei. Acum, după ploaie, să vedem că după ploaie răsară ciupercile. Sunt e lumea periculoasă aici, că te junghi e casa, așa a zis genul băiat de aici. Tu ce zici? Că te junghi? Da, că te junghi e lumea. Nu este adevărat, frate, asta. Cine vorbește, asta sunt niște aberații. Adică, dacă n-ai treabă cu nimeni, să leagă lumea de tine? N-are cum, pe cum să se lege cu de tine degeaba? Unde suntem, în junglă? Nici înainte nu era așa. Nu exista așa ceva. Numai dacă te reachezi lumea, dar nici atunci. Să se ia de tine degeaba. Uite, spre exemplu eu, am venit ca băieții ăia gen aici să filmez, dar pe voi v-am văzut și v-am cerut voi să vă filmez. Vă supărați pe mine? Nu, frate, dar nu e nicio supărare, de ce nu? Da, dacă vă filmam fără să vă cer voie sau vă băgam o cameră în față, stăteam altfel discuția, nu? Bineînțeles, ca orice om. Da, e ca orice om, că poate... Frate, de ce mă filmezi sau că nu știați, e ce vreau.
Asta e logic. Așa, dacă ne-ai cerut voie, ne-ai văzut, te-am acceptat. Asta e logic. Avem o mini discuție. Un interviu cu drogul cu asta, nu? Nu, mă, dacă te invidiem la poliția, el vrea să filmați, nu e legea de periculos, aici e periculos. Mă, nu mai minți, bă, lumea, bă. Nu mă zice că dacă ar fi... Dacă greșește, mă, el la cineva pe aici, că îl înjunghe lumea. Că se înjunghe pe aici, că asta... Sau dacă nu greșești și dacă nu greșești... Nu greșești! Dacă îți vezi de treaba ta, n-ai treaba. Dacă greșești, mă, zic, bă, familia mea, cum să-i fac? Aici te bicești. Carotit. Adevărat, sincer. Carotit, mulu. Poate mărtățul din așa. Băi, vă pup, băi, mersi frumos, vă pup. E a doua oară când vin pe Alea Livezilor astăzi, nu s-a întâmplat absolut nimic, am stat de vorbă cu oamenii au fost super ok, mi-au răspuns la întrebări, oamenii toate clasele sociale locuiesc aici, bineînțeles, este o zonă mai defavorizată un pic, dar... Haideți să mergem spre casă. Revenind la firul liric inițial, doar am vrut să validez propria mea părere cu părerea oamenilor și am făcut-o de această dată, pentru că sunt chiar de acord cu majoritatea oamenilor care au spus că nu este foarte rău famat, atâta timp cât îți vezi de treaba ta și atâta timp cât nu ești cu nimic în evidență, cum ieșeau băieții respectiv care erau și străini. Depinde de ce dai, depinde cum e norocul, dar așa e peste tot, în orice cartier. Sincer, eu când mă duc în alte cartiere, mă simt mult mai vulnerabil decât când stau aici în cartier, poate pentru că e și casa mea cartierul ăsta decât atunci când mă aflu în alte cartiere. Cam asta a fost interviul. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like, un subscribe și dați-l mai departe și prietenilor voștri. V-am pupat pe data viitoare. Hai, pa! Da, facem poză!